Aducem laudă lui Dumnezeu din toată inima pentru dragostea sa minunată. Cred că în momentele acestea, cu mult mai multă putere, cu mult mai multă căldură, devenind puțin mai conștienți de ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu, de ce înseamnă Dumnezeu pentru noi. Pentru că discutam despre problemele fundamentale, căutând să ajungem la esență, la rădăcina lucrurilor, pentru că nu avem timp să ne pierdem în amănunte și trebuie să tratăm adevăratele probleme, bineînțeles că inevitabil ne vom lovi, se ajunge la adevărata problemă și am putea spune singura problemă pe care o avem cu toții, singura problemă a umanității și această problemă se numește păcatul. Păcatul este problema noastră. Am putea spune singura noastră problemă, pentru că toate efectele dezastruoase pe care le vedem în lumea aceasta se datorează păcatului. Dacă n-ar fi existat păcatul, totul ar fi respirat armonie, ar fi respirat fericire, totul ar fi fost o bucurie deplină. Nici nu ne putem imagina, pentru că suntem învățați să trăim în altfel, în alte condiții. Și nu numai că suntem învățați să trăim în alte condiții, dar felul nostru în care recepționăm viața, felul nostru în care percepem toate lucrurile, este tot din prisma păcatului. Păcatul ne-a stigmatizat, iar păcatul acesta locuiește în noi. E ceva care nu-i separat de noi, ci este în noi, în ființa noastră, înrădăcinat, înscris în sângele nostru, în vinele noastre, pe fiecare fibră a vieții noastre scrie păcat. Și aceasta este marea noastră problemă, problema de obște a tuturor oamenilor. E o problemă generală, aceasta este condiția în care se găsește omenirea în momentul actual. Întorcându-ne la origini, citim în Roman capitolul 5, versetul 12, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Apoi apostolul Pavel, tot în Romani, în capitolul 3, de data aceasta, de la versetul 9 în jos, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum! Într-o altă traducere, ferească Dumnezeu să credem lucrul acesta. Fiindcă am dovedit, am arătat, nu este doar o problemă teoretică de lege enunțată, de principiu, ci pe baza sincerității și onestității, fiecare om poate să-și aducă aminte de cel puțin o dată în viață, deși nu este vorba doar de atât, că a păcătuit, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, sub dominația lui. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Aceasta este problema, este enunțul ei. Dar este departe de a fi înțelegerea problemei. Un enunț este cu totul altceva decât înțelegerea realității, pentru că păcatul în sine, lucru despre care vom vorbi cu această ocazie, rugându-L pe Dumnezeu să ne dea o revelație, o revelație mult mai adâncă decât până acum, despre adevărata noastră problemă. Păcatul e mult mai mult decât ne imaginăm. Și aș putea spune că de multe ori e cu totul altceva decât ne gândim.
Nici măcar nu-l reperăm și nu știm ce este și cum este, pentru că nici nu avem cum să-l vedem în momentul când este cu noi. Dacă ar fi ceva separat de noi, l-am putea privi mult mai ușor. Dar pentru că noi înșine suntem afectați ca vedere, ca gândire, ca percepții de păcat, n-ai cum să-l definești și să-l înțelegi. Și cel mai trist lucru care l-a durut atât de mult pe Domnul Iisus, a fost faptul că oamenii devin orbi față de grozăvia, față de răutatea păcatului. Lucrul acesta îl înțelegem tot în lumina crucii, pentru că la cruce, într-adevăr, primim atât de multe revelații încât crucea va reprezenta cântecul și știința mântuiților în decursul veacurilor veșnice. Este un loc inepuizabil de revelații, crucea. Și ni se spune ca să înțelegem orice lucru în lumina crucii. De aceea vom dori ca tot în lumina crucii să înțelegem și problema noastră. Într-adevăr, durerea cea mai mare, chinul de moarte pe care l-a suferit Domnul Hristos, a fost datorită faptului că s-a simțit despărțit de Tatăl. Și a simțit despărțirea aceasta ca fiind eternă. Dar din altă perspectivă, privind la oamenii pentru care el a ales acest lucru, până la urmă a ales lucrul acesta. A luat această decizie, dragostea motivându-l. Dar una din durerile care l-au torturat pe cruce a fost că omul, prin familiarizarea cu răul, devine orb față de grozăvia păcatului. A văzut în inima omului cât de înrădăcinată este puterea răului și cât de puțin vor fi binevoitori să se rupă de sub puterea lui. El știa că fără ajutorul lui Dumnezeu omenirea avea să piară și vedea mulțimile pierind, deși aveau la îndemână un ajutor îmbelșugat. Acest lucru l-a durut mai mult decât ceea ce însemna suferința fizică. El i-a văzut pe oameni că, deși va urma să facă lucrul acesta pentru ei, acea dragoste arătată, oamenii urmau să piară foarte mulți. Și l-a durut foarte mult lucrul acesta. Urmau să piară foarte mulți pentru că erau orbiți de grozăvia păcatului. Nu înțelegeau lucrul acesta. Și deși Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru ei și deși prețul a fost atât de mare, totuși oamenii urmau să piară după ce s-a făcut lucrul acesta. Ce teribil! Ezechiel 33:11. Spune-le pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului. Dumnezeu se jură pe existența sa, spunându-ne, descoperindu-ne inima sa, spunându-ne că nu dorește să ne vadă pierind, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră cerea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Este irațional și totuși asta se întâmplă. Este adevărat că păcătosul fuge de viață. Este adevărat că păcătosul își dorește moartea, pentru că păcatul înseamnă moarte. Nu doar aduce moarte. Păcatul înseamnă moarte și este un har special, o dovadă a harului Dumnezeu că trăiește păcătosul. Dar păcatul în natura lui înseamnă moarte. Și Dumnezeu nu poate să înțeleagă cum oamenii doresc să moară. Tocmai de aceea le spune că pe viața mea doresc să nu vă văd pierind, ci să vă întoarceți de la calea voastră cerea. Pentru ce vreți să muriți? Chiar de ce lumea vrea să moară? De ce vrem să murim? Pentru că asta, orice clipă viețuită în păcat, înseamnă alegerea aceasta. De ce vrem să murim? Pentru că păcatul asta înseamnă. Întoarceți-vă. Nimeni nu va putea să pună în glasul lui atâta durere și atâta inimă ruptă. Sunt două cuvinte, întoarceți-vă. Oarecum le,
cum le rostește Dumnezeu, în ce spirit. Pentru ce vreți să muriți, întrebarea. Pentru ce vreți să muriți? Acest lucru a constituit durerea de pe crucea Domnului Hristos, o parte din chinurile teribile pe care i-a văzut pe oameni orbi prin familiarizarea cu păcatul lor față de grozăvia și răutatea păcatului. I-a văzut că deja, deși urma să facă această jertfă atât de mare, oamenii vor fi atât de orbiți de păcat încât nu vor accepta viața. Osea 11, 7 și 8. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți facă Admei, cum să te facă Țeboimul, cetăți care au fost distruse împreună cu Sodoma și Gomora? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntul mi se mișcă de milă. Dumnezeu nu poate accepta gândul acesta. E atât de greu, atât de chinuitor pentru El că vrem să murim. Da, prin alegerea noastră, prin viețuirea în păcat, asta înseamnă. Sunt cuvintele pe care le-a spus și celor din timpul său, Ioan, capitolul 5, versetul 40, cu o durere atât de mare și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Și a nu veni la El ca să avem viață înseamnă a hotărâ pentru moarte, pentru ce vreți să muriți. Și de ce lucrul acesta? Pentru că este irațional dacă încercăm să gândim. Este irațional ca cineva să aleagă moartea, dar spune noi, nu alegem moartea. Nu e adevărat. Noi alegem moartea și am ales-o până acum toată viața. Păcatul înseamnă moarte. Nu doar aduce, înseamnă moarte. Iar când Dumnezeu va lăsa păcatul să se manifeste și să-și facă lucrarea așa cum este, El asta aduce. Osea 7 cu 13, vai de ei pentru că fug de mine. Pieirea vine peste ei pentru că nu-mi sunt credincioși. Aș vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva mea. Isaia 30 cu 15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și încredere va fi tăria voastră. Dar n-ați voit ce ați zis, nu ci vom fugi pe cai. Unde? Unde vom fugi? Unde vom fugi, în ce direcție și la ce vom fugi? Unde fugi? Știți că fiecare păcat asta înseamnă? Asta e traducerea păcatului, pentru a putea să înțelegem din altă perspectivă ce înseamnă păcatul. Păcatul înseamnă această fugă de Dumnezeu către moarte. Este irațional. Este un gest orbesc și nebunesc, pentru că vom discuta în continuare că păcatul înseamnă nebunia minții. Păcatul înseamnă lucrul acesta. Este clar că păcatul, gândindu-ne la origine, la apariția lui și la explicația lui, este un lucru de neexplicat. Este un lucru tainic, un lucru misterios, iar după cum Scriptura ne prezintă taina Evlaviei, și mare este taina Evlaviei. Taina Evlaviei însemnând Dumnezeu s-a manifestat în trup. Există și cealaltă taină, celălalt lucru misterios, și aceasta este taina fără de legi, taina păcatului. Este un lucru tainic, păcatul. Este un intrus, scrie Ellen White în Marea Luptă, pentru a cărui existență nu se poate da vreo explicație. El este tainic de neexplicat. A-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi o scuză pentru el sau vreo cauză a existenței lui, ar înceta să mai fie păcat. Unica definiție pe care o putem da păcatului este aceea pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. El este călcarea legii. Păcatul este călcarea legii. Este acțiunea unui principiu în luptă cu legea cea mare a dragostei. Este acțiunea unui principiu în luptă cu legea cea mare a dragostei.
care este temelia guvernării divine. Iar legea lui Dumnezeu nu este altceva decât expresia caracterului său. Dar să nu uităm că legea este expresia scrisă, expresia rostită, pe când Iisus Hristos este legea în acțiune, pentru că legea împlinită este chiar Iisus Hristos, este neprihănirea sa. În felul acesta vom înțelege mult mai bine ce este păcatul. Este tot ceea ce nu s-a văzut în viața Domnului Hristos. Este tot ce nu s-a văzut în viața Domnului Hristos, păcatul. Este tot ceea ce e condamnat în lumina vieții sale și a caracterului său, păcatul. Pentru că el nu este expresia caracterului Dumnezeu, este chipul. Este legea în acțiune, este legea împlinită. Există o lege scrisă și există o lege împlinită. Și aceea este neprihănirea lui, viața lui. Păcatul este un principiu în luptă cu legea cea mare a dragostei. Păcatul este absența dragostei. Pentru că dragostea este Dumnezeu, iar păcatul înseamnă separare de Dumnezeu. Înseamnă despărțire, înseamnă zi de despărțire. Păcatul înseamnă tot ce nu este Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu îl definește dragostea, este clar că păcatul este absența dragostei. Iar oamenii care trăiesc în păcat sunt incapabili să iubească. Fiind incapabili să iubească, este clar că sunt incapabili să păzească legea lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă absența dragostei. Pentru că dragostea nu o putem fabrica, nu o putem produce prin sforțări, pentru că dragostea se găsește doar în Dumnezeu. El este izvorul dragostei. Și nu o putem avea decât în momentul când îl avem în noi. Păcatul înseamnă separare de Dumnezeu, fugă de Dumnezeu și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Iar viața lui este chiar dragostea. De aceea păcatul este absența iubirii, ducând la această incapacitate de a iubi. Și tot ceea ce nu-i făcut, nu vine din dragoste, e clar că totul este păcat. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Nimeni nu poate iubi dacă nu este născut din Dumnezeu. Pentru că a fi născut din Dumnezeu înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în tine. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, și aceasta este chiar starea păcatului, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și doar dragostea este împlinirea legii, spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 13, versetul 10. Dragostea este împlinirea legii. Întorcându-ne la origini, păcatul înseamnă îndoială față de caracterul lui Dumnezeu. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Să nu mâncați din toți pomii din grădină? Ce a vrut să spună el? Unde a lovit și ce înseamnă păcatul rădăcinile lui? Unde există încredere? Încredere pe baza ce se zidește încrederea? Poate să existe încredere fără dragoste? Când dispare dragostea, mai există încredere? Ei îl credeau pe Dumnezeu pentru că îl iubeau pe Dumnezeu. Știau că Dumnezeu îi iubește. Era o relație de dragoste adevărată. Și această relație de dragoste, acolo unde există dragoste adevărată, există încredere reciprocă. Și acest gând al șarpelui, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Nu a făcut decât
strecoare să inoculeze neîncrederea. În ce? În ce a zis Dumnezeu, în ceea ce este Dumnezeu. Pentru că ceea ce zice Dumnezeu, zice din punctul de vedere a ceea ce este Dumnezeu. Neîncredere în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Neîncredere în cuvântul său. Oare a zis cu adevărat să fie chiar așa cum zice Dumnezeu? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ce înseamnă păcatul? Păcatul înseamnă să nu ai încredere în Dumnezeu. Păcatul înseamnă să pui la îndoială ce zice și ce este Dumnezeu. Știți de ce punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că punem înainte de aceasta la îndoială dragostea lui Dumnezeu și caracterul său. De aceea nu ne putem încrede, să știți, în cuvântul său. Este adevărat că nu ne încredem în cuvântul său într-un mod deplin? Este adevărat? Sunt o mulțime de lucruri pe care el ni le-a spus și care ar schimba viața noastră într-un mod radical. De exemplu, cel mai banal este îngrijorarea pentru lucrurile minore chiar. Ne îngrijorăm atât de mult, deși Dumnezeu ne-a spus, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți-le la cunoștința lui Dumnezeu. Este un banal exemplu, dar des întâlnit. De ce nu ne putem încrede în cuvântul său? Știți de ce? Pentru că asta este păcat, să știți. Neîncrederea în el, în făgăduințele sale, este păcat. Pentru că nu ne încredem în caracterul său. Și asta înseamnă că nu-l cunoaște. Și a nu-l cunoaște și când nu te încrezi în el, nu te poți încrede pentru că nu te poți baza pe dragostea lui. Și asta este esența păcatului. O neîncredere care a reușit să o strecoare în viața noastră și prin faptul că toți suntem păcătoși, toți ne îndoim de caracterul lui Dumnezeu. Toți ne îndoim de ce spune Dumnezeu, că nu ar fi chiar așa. Credința deplină se naște din dragoste deplină, din înțelegerea caracterului Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește celor care se apropie de El. Nu te poți apropia de Dumnezeu decât crezând că El este ceea ce este. Și aceasta trebuie să o faci cu credință. Și tot ce nu vine din încredințare, scrie în traducerea Cornilescu, în traducerea King James, spune tot ce nu vine, tot ce nu-i făcut cu credință, este păcat. Păcatul este tot ceea ce faci afectat de îndoială și de necredință. Păcatul este necredință, neîncredere în caracterul lui Dumnezeu, în cuvântul său. Și haide să fim sinceri, ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu? În tot ceea ce a spus Dumnezeu este atât de clar și atât de ușor este să ne încredem în tot ceea ce a spus El. Trăim în timpul în care creștinismul e măcinat de necredință, măcinat de păcat. Iar dragostea lui Dumnezeu, să știți că are nevoie de credință. Și noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, iar în studiul trecut lucrul acesta ni s-a descoperit. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Pentru ca ea să devină activă și să poată lucra în viața noastră, noi trebuie să credem că așa este. Degeaba spunem că este mare, degeaba o vedem că este mare dacă noi nu credem că este așa pentru noi. Pentru că se întâmplă ceva extraordinar de neimaginat în momentul când un om îi poate încăpea în minte gândul acesta că este adevărat, adevărat, dragostea lui Dumnezeu este pentru mine. Atunci se produce minunea. Atunci se produce minunea când noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi.
Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Isaia 25, 7 la 9. Aceasta este problema care se va rezolva finalmente pentru toți mântuiții. Și pe muntele acesta înlătură mahrama care acopere toate popoarele. Despre ce e vorba? Despre marea noastră problemă. Cine orbește? Păcatul. Și ce înseamnă păcatul? Haideți să vedem. Ce că pe un munte va înlătura mahrama care acopere toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. E un lucru misterios, păcatul. Dumnezeu trebuie să apeleze la câteva figuri de stil pentru a-l prezenta. Mahrama și învelitoarea. Nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocoara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încrederea că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Și întotdeauna versetul s-a folosit doar în scopul de a sublinia faptul că mântuiții vor striga atunci când va veni să ia. Dar nu, în context nu este aceasta aplicație. Și atunci, bineînțeles, vor spune El, în El ne-am crezut. Dar nu atunci vor striga prima dată. Ci prima dată vor striga pe acel munte, când li se va lua mahrama și îl vor vedea așa cum este. Neorbiți de păcat, îl vor vedea pe Dumnezeu așa cum este. Și vor spune, iată, acesta este Dumnezeu. Domnul în care ne încredeam să ne veselim. Acest lucru vrea să-l facă Dumnezeu, pentru că păcatul ne orbește față de Dumnezeu. Ne orbește față de caracterul său și înseamnă necredință, neîncredere în el. Păcatul nu că doar conduce la lucrul acesta, asta înseamnă. Orice formă de neîncredere, care de fiecare dată când nu te încrezi în cineva, nu poți să te predai de plin. Ceea ce baricadează posibilitatea unei consacrări fără rezerve este neîncrederea. Nu-ți poți da drumul. Spunem noi și înțelegem teoretic că trebuie să-ți dai drumul în hău și să sari în abis, să depinzi în totalitate de Dumnezeu, dar ca să renunți la tine, în totalitate, la tot controlul omenesc și să te încrezi în deplinătate în Dumnezeu, trebuie neapărat să-L cunoști. Iar păcatul înseamnă tocmai asta. Păcatul înseamnă neîncredere. Mai mult decât atât, dacă ar fi doar atât, ar fi mai ușor, dar păcatul înseamnă mult mai mult decât atât. Ioan 8, 44. Știți că păcatul a apărut prima dată în cineva, da? Lucifer, care a devenit Satan, vrăjmaș. Am putea spune că el este tatăl păcatului, da? Voi aveți de tată pe diavolul. Ioan 8, 44. Le spunea unor oameni religioși, rabinilor și contemporanilor Domnului Hristos, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Și acum face o afirmație tare, el de la început a fost ucigaș. El de la început a fost ucigaș. El nu doar că a comis păcatul prim, dar știți ce înseamnă păcatul, în ce stare l-a adus? Asta ce spune. E adevărat că trebuie să credem lucrul acesta. Spune Dumnezeu adevărul. De fiecare dată suntem în această postură, puși în fața acestei decizii. Spune Dumnezeu adevărul, e adevărat că El a fost diavolul ucigaș și că asta a vrut să facă, dacă ar fi avut putere? Nu doar, a și arătat-o. A și arătat-o. Dar cine va accepta păcatul în viață, credeți că va face altceva? Păcatul în viața celui mai frumos dintre îngeri și celui mai nobil din îngeri, când a intrat păcatul în viața acestuia, dacă înseamnă gândul acesta și acțiunea aceasta, de ce n-ar însemna păcatul același lucru, cu mult mai mult, în viața unui om? Ca atare,
Toți oamenii care trăiesc în păcat, păcatul înseamnă dorința de a-L ucide pe Dumnezeu. Și lucrul acesta a încercat să le spună contemporanilor săi și ne spune nouă, pentru că discuția se purta cu toată lumea. Cu toată lumea care a trăit vreodată. Ioan 7:19, oare nu va da Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. Poporului legii, de ce căutați să mă omorâți? Știți că n-au vrut să se confrunte cu realitatea aceasta. Norodul i-a răspuns, ai drac, ești demonizat, cine caută să te omoare? De ce? Pentru că n-au înțeles ce înseamnă păcatul. Și nici noi nu înțelegem ce înseamnă păcatul, dar asta înseamnă, să știți. Și Domnul i-a spus, el de la început a fost ucigaș și oricine trăiește în păcat, aceleași lucruri le face. Păcatul înseamnă vrăjmășie de moarte împotriva lui Dumnezeu. Și o spunem cu nonșalanță de multe ori, să-i și eu păcătos. Dar știi ce înseamnă să fii păcătos? Știi care sunt implicațiile să faci un singur păcat, dacă ai face, să nu zic mai multe. Păcatul înseamnă vrăjmășie de moarte împotriva lui Dumnezeu. Și dacă ai avea posibilitatea asta, ai face-o. Și lucrul acesta s-a arătat pentru ca să credem, pentru că până la urmă aici s-a finalizat. Dumnezeu când a trimis pe singurul său fiu și s-a făcut demonstrația pe el, asta a făcut. Oamenii păcătoși asta fac. Asta s-a făcut din toate timpurile, a fost de la început ucigaș. La Golgota s-a dovedit lucrul acesta și asta au făcut oamenii în toate timpurile și vor face. Păcatul nu înseamnă doar despărțire de Dumnezeu, ci înseamnă ură față de Dumnezeu. Înseamnă o vrăjmășie de moarte față de Dumnezeu și este în noi. Ori de câte ori recunoaștem că păcatul este în noi, trebuie să înțelegem implicațiile acestui lucru. N-au vrut să recunosc. Ai demon, cine caută să te omoare? Și am putea și noi să spunem ce vrea să spună omul acesta. Exact ce spune cuvântul lui Dumnezeu, martorul credincios și adevărat care nu mintă. Că în inima noastră, în inima firească, există o vrăjmășie de moarte împotriva lui Dumnezeu. Atâta timp cât prin păcat, prin apostazie, suntem aliați cu diavolul, suntem aliați într-o luptă înverșunată împotriva Universului. Într-o luptă pe viață și pe moarte împotriva lui Dumnezeu. Acesta este păcatul. O alianță împotriva cerului. Ioan 8:37. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. În noi pătrunde cuvântul lui. A pătruns în noi cuvântul său, pentru că dacă nu pătrunde pentru a fi născuți din cuvântul lui Dumnezeu, din sămânța lui Dumnezeu, prin Spiritul său, în orice om care nu-i născut din cuvânt, din Dumnezeu, prin Spiritul său cel Sfânt, va rămâne în această situație, căuta să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. De aceea s-a și ajuns aici, de aceea l-au răstignit, de aceea l-am răstignit și de aceea el s-a rugat, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. E adevărat că suntem într-o inconștiență. E adevărat că păcatul aduce inconștiență și că aici conduce. Că suntem în stare să-L omorâm pe Dumnezeu și să nici nu știm că facem lucrul acesta. Să fim inconștienți de această revoltă din sufletul nostru. Ei, nu-i misterios păcatul, nu e taină. E de joacă cu păcatul, e de glumit cu păcatul, e de stat o clipă mai mult în păcat pentru a înțelege și aceste implicații. Isaia 59:1, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă să mântuiască, nici urechea lui prea tare să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire
între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Un zid de despărțire. Asta înseamnă să fii izolat de Dumnezeu. Izolat de Dumnezeu, de tot ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă viață. Dumnezeu înseamnă dragoste. Dumnezeu înseamnă bunătate. Dumnezeu este sursa de bucurie și de fericire. Asta înseamnă să fii izolat de toate lucrurile acestea care vin din Dumnezeu, de la Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Păcatul ne izolează, este sursa de nefericire, de insatisfacție. Este absența iubirii. Este ceea ce ne împiedică să-i cunoaștem fața Lui, pentru că fața Lui este chiar, este Domnul Iisus. El e chipul. El este chipul și nu-L înțelegem. Păcatul nu numai că ne desparte de Dumnezeu, dar și nimicește în sufletul omului atât dorința cât și capacitatea de a-L cunoaște. Cartea Educației, pagina 26. Și capacitatea de a-L cunoaște, dar și dorința de a-L mai cunoaște. A mai sta încă o clipă în păcat, înseamnă că acea dorință după Dumnezeu să fie adânc nimicită. Să fie spulberată în așa fel încât să ajungi la culme. Știți ce înseamnă un suflet pierdut? Un suflet pierdut este un suflet care nu mai vrea, nu mai poate dori pe Dumnezeu sub nicio formă. Și când ajungi la punctul acesta, despre tine se spune, e pierdut. Deși Dumnezeu îți spune, cu durere, pentru ce vrei să muriți. Dar acesta este punctul final, punctul terminus. Poate să fie înaintea de moartea lui fizică, biologică. În momentul când în suflet nu-L mai poate dori pe Dumnezeu. Și păcatul asta lucrează. De aceea spunea că nu-i problema că viața îți poate fi întreruptă spontan, că viața e nesigură, problema este cu păcatul, cu ceea ce este el și ceea ce lucrează în tine, pentru că aici se ajunge să rămâi mai mult în el. Să nu mai poți dori pe Dumnezeu. Este adevărat că păcatul are un caracter perfid și că nu există ceva mai hipnotic. Păcatul e o vraje. E o vraje. Apocalipsa 18:23, toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Proverbe 5:22, cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui. Cu ce-i prins? Chiar păcatul, în momentul când l-ai făptuit, este hipnotic. Are o putere de a te hipnotiza, de a te vrăji. Nu e nimic din toată lumea aceasta mai perfid decât păcatul. Și cel rău, în momentul când ai făcut, când ai decis în mintea ta pentru păcat, păcatul tău, așa spune, care ne înfășoară și să dați la o parte, Evrei, capitolul 12. Și păcatul care ne înfășoară așa de ușor. O, Galaten nechipzuiți, Galaten capitolul 3:1. Cine va hipnotiza, cine va fermeca, cine va vrăji pe voi? Înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus ca răstignit. Știți ce înseamnă legalism? Și ce înseamnă viață de biserică în legalism și în formalism? Hipnoză. Înseamnă fermecat, înseamnă vraje. Cei din Galatia erau vrăjiți, au fost vrăjiți de păcat. În forma lui subtilă, a legalismului, în cazul lor. Nu doar legalismul este vraj, dar într-un mod special, pentru că cine poate să fie mai vrăjit decât unul care crede că îi slujește lui Dumnezeu? Și în același timp el este orb față de Dumnezeu și despărțit. Pavel a recunoscut starea aceasta. Păcatul este într-adevăr o vraj. Osea 7:9. Niște străini îi mănâncă puterea. Și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea. Și el nu-și dă seama. Este un lucru care am început și eu să simt așa câte puțin. Nu-mi imaginez cât de mult îl simte Dumnezeu. Văzând în jurul meu oamenii cum pierd nemântuiți. Văzând nu doar în lumea aceasta, văzând
Oamenii care se cred la adăpostul zidurilor Sionului, oamenii din biserici, cum mor în păcat, fără nicio nădejde. Cu majoritatea mor, cu mulțimi, se pare că toată lumea se duce pe calea aceasta. Murind în păcat. Spunea Domnul Hristos, veți muri în păcatele voastre. Dacă nu mă credeți, veți muri în păcatele voastre, le spunea contemporanilor săi. Pentru că aceasta este marea problemă și dacă nu avem o soluție viabilă pentru ea, vom muri în păcatele noastre. Nu e de joacă cu păcatul, că aceasta este problema, iar pentru problema aceasta trebuie o soluție reală. Nu legalism, că legalismul nu-i. Legalismul este exact descris atât de bine, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și moare orb în păcat. Și nu-și dă seama. Atât de mulți oameni în vârstă și bătrâni care au trecut deja de pe pământul celor vii, i-am văzut murind în păcatele lor. Spun cu durere. Pentru că păcatul înseamnă nebunia, rătăcirea și orbirea minții. Păcatul are de-a face cu mintea noastră. Și mintea fiind instrumentul cu care judecăm, apreciem, raționăm, conștientizăm și determinând apoi atitudinile, viața și acțiunile noastre, este clar că păcatul fiind în mintea noastră ne face ca toate lucrurile care le percepem și le înțelegem să le înțelegem în altfel. La un studiu următor vom discuta că aici este problema și aici trebuie să vină și rezolvarea. Dar dacă nu vei asculta, ce înseamnă asta? Dacă nu vei asculta glasul Domnului, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui, asta înseamnă păcatul, nu? Neîmplinirea legii e păcatul. Iată toate blestemurile care vor veni peste tine, ca și urmare acea alegerii tale. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta, spunea Domnul prin profetul Ieremia. Versetul 28. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții. Sub ce sens Domnul te va lovi? Nu. Prin propria ta alegere. Prin propria ta alegere vei ajunge în această condiție. Ăsta este păcatul, frații mei. Ăsta este păcatul. Orbire, nebunie și rătăcirea minții. Ce înseamnă să fii orb? Și ne spune că în timpul din urmă oamenii vor fi orbi? Da, pentru că vor trăi în păcat. Păcatul va atinge proporții uriașe. Și nebunia minții. Romanii 1:21, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Trăim într-o lume nebună? E mult spus ceea ce spun? Pot înnebuni și oamenii buni, aparent buni? Poate păcatul în viața celui mai bun om pe care l-am văzut în momentul când începe să se manifeste cu tot ceea ce înseamnă el, să-l înnebunească? Să-l facă nebun de-a binelea și orb? Știți, cel mai simplu caz care îmi vine la îndemână este un om după inima lui Dumnezeu. David, un om după inima lui Dumnezeu. Un om care a fost condus de Spiritul lui Dumnezeu. O perioadă bună a vieții lui, a experimentat vraja păcatului. L-a condus la nebunie. A nebunit David? Pentru câteva momente, visul acela pe care se scrie despre el atât de bine în spiritul profetic, că când Nathan i-a vorbit în momentul acela, s-a rupt vraja și s-a trezit ca dintr-un vis. A fost rupt el de realitate. Pelicula aceasta a vieții lui a însemnat nebunie, episod de nebunie, în mod foarte real. Știți de ce? Pentru că este de neimaginat cum omul cu atâta mări inimie față de vrăjmașul său, Saul, devine crud, sadic și fără niciun pic de simț față de unul dintre cei mai buni prieteni și din cei mai buni slujitori și fideli oameni. Parcă era câine!
Era cel puțin tot atât de rău ca și Saul, care l-a urmărit pe el atâta timp. Nu mai era David. Era Saul, era diavol, era începătorul păcatului. Și orice om e în stare de așa ceva. Nu numai că i-a răpit nevasta unui prieten care nici măcar n-a vrut acasă să se ducă și a dormit ca un câine pe treptele, la treptele palatului acolo. Nici n-a vrut să se ducă atât de mult. Oare inima lui, că te întrebi rațional, nu i s-a mișcat de milă? Cum să-i dai scrisoarea cu propria sentință de moarte, fără... Tu care erai, spuneai că ți-a tremurat mâna când i-ai tăiat colțul hainei lui Saul, vrăjmașul tău, și ți-a tremurat colțul. Și ai spus, părinte, și câtă mărinimie, atâta timp cât s-a manifestat Dumnezeu în el. Atâta timp cât Spiritul lui Dumnezeu l-a luat în primire și l-a folosit. Iar după aceea, când te-a luat păcatul în stăpânire, ai nebunit. Ai nebunit. Și chiar a fost un episod de nebunie. Și să știți că și în viața noastră, ori de câte ori nu vom fi controlați pe deplin de Spiritul lui Dumnezeu și păcatul se va manifesta în viața noastră, păcatul este unit cu starea aceasta de nebunie și de orbire a minții. Ești orb și nebun în cel mai înalt sens al cuvântului, în cel mai real sens al cuvântului, de aceea de păcat trebuie să ne fie frică și groază. Trebuie să-i vedem grozăvia păcatului, răutatea lui. Și la Golgota se arată cel mai bine. Golgota ne arată ce înseamnă păcatul. Acolo revelația este clară. Ăla e păcatul, să știți. Păcatul cu care cochetăm. Păcatul căruia îi minimalizăm netremnicia și în care încă ne mai place să trăim. Și nu avem curajul să afirmăm pentru că trăim în păcat, pentru că îl iubim încă. Nu avem curajul să ne confruntăm și să o spunem deschis. Dar așa este. Așa este. Pentru că păcatul înseamnă să te orbească și să fii nebun și orb. Și păcatul înseamnă vrăjmășie față de Dumnezeu, vrăjmășie până la moarte. Și dacă avea o putere, l-ai smulge pe Dumnezeu de pe tron. Asta îi face. Asta este păcatul în noi. Înseamnă absența fiecărei picături de iubire când intri în faza de nebunie. Nu mai știi ce înseamnă. Și când Dumnezeu își va retrage toată prezența și tot spiritul său, vom trăi vremurile acestea. Știți că vom trăi, Dumnezeu va fi alungat de aici, de pe pământ. Toată lumea se va alia împotriva cerului și va spune că nu avem nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu se va retrage de pe pământul acesta. Spune noi că harul se va retrage, prezența spiritului său se va retrage. Ce vor face oamenii? E singurul lucru pe care pot să-l facă oamenii fără Dumnezeu, un păcat. Ce scene vor fi? Oamenii vor deveni, scrie lucrul acesta, demoni. Pentru că nu e nicio diferență între îngerii care au fost sfinți și au căzut și oameni care cu atât mai mult s-au născut în păcat și se desfată în păcat. Sigur. Nu va fi picătură de milă, pentru că mila este doar de la Dumnezeu. Și ce va face cea mai gingașă femeie care de-abia pășea? Se va uita cu ochi răi la cel care a stat la soțul. Își vor mânca, își vor devora copiii. Ni se par scene că nu sunt posibile. Este în stare omul să facă lucrul acesta fără Dumnezeu? Sigur. Nu doar că este în stare, singur lucru pe care îl putem face fără Dumnezeu. Și asta înseamnă păcatul. 2 Corinteni 3 cu 16, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luat. Doar când ne întoarcem la Domnul, ieșim din starea aceasta de orbire, de nebunia minții și scăpăm de efectele păcatului. Păcatul ne distruge sensibilitatea. Ne pervertește voința, întunecă înțelegerea. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, a 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă, strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, caracterul lui Hristos. Cum de nu putem vedea cât de frumos este? Cum de nu ne atrage așa cum ar trebui să ne atragă?
Oare de ce nu vedem splendoarea aceea care să ne atragă irezistibil către El? Este o măhramă pe ochii noștri. Orice faptă de nelegiuire, orice neglijare sau respingere a Harului Hristos are repercusiune asupra celui în cauză. Acestea împietresc inima, pervertesc voința, întunecă înțelegerea și nu numai că te fac mai puțin dispus, dar și mai puțin capabil să te supui blândelor îndemnuri ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Chiar numai o singură trăsătură rea de caracter, o singură dorință păcătoasă cultivată perseverent, vor face în cele din urmă, fără efect, toată puterea Evangheliei. Orice îngăduință păcătoasă adâncește aversiunea sufletului, dușmânia sufletului față de Dumnezeu. Păcătosul care dă pe față o indiferență totală față de adevărul divin va culege ceea ce a semănat. Asta face păcatul. Îți distruge conștiința, își distruge simțul moral, îți distruge sensibilitatea față de Dumnezeu, îți pervertește voința, nu mai vrei, nu mai dorești pe Dumnezeu. Fiecare păcat adâncește toate lucrurile acestea. Dumnezeu știe ce înseamnă lucrul acesta. Știe ce înseamnă să mai faci încă un pas. Și problema este că acest păcat este înscris în noi. Dacă ne-am putea separa măcar cât grosimea unui fir de păr, am scăpat de el. Dacă am reușit să facem lucrul acesta, am scăpat de el. Problema este că el este în noi și este lipit de noi. Este în trupul nostru. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce fac lucrul acesta, spunea Pavel în Roman 7. Ci păcatul care, atenție, locuiește în mine. Știu în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc vândut rob păcatului. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege. O altă lege. E vorba de o lege, prieteni. Și aceasta știți cum se numește legea. Se numește legea păcatului și a morții. E vorba de o lege. O lege înscrisă în ce? În trupul nostru. O lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Mădularele însemnând fie mâini, fie picioare, fie organe, fie tot ceea ce ne definește ca trup. Înscrisă în mădularele noastre. Ieremia 17:1, păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. Știți că cu diamantul se scrie cel mai bine, că e tare. El sapă bine, este săpat pe tabla inimii lor păcatul și pe coarnele altarelor lor. Cu alte cuvinte, păcatul spune că este săpat în mintea ta, pe căile neuronale, pentru că specialiștii spun astăzi că în 3 săptămâni este suficient de 3 săptămâni de obicei ca să se înscrie din punct de vedere anatomic în tine calea aia. Se croiește pe mintea ta, în creierul tău, se face un drum acolo. De aceea aia e legea, aia e lege că pe acolo trece impulsul. Și te naști cu o ereditate păcătoasă în trupul tău, în trupul tău de la generațiile dinainte. Ereditatea își pune cuvântul. Apoi toate, pe lângă păcatele moștenite, cele cultivate, au trasat în tine căi. Este de aceea spune că păcatul e în trupul tău și e înscris în fibrele minții tale. Este un lucru legat de anatomia creierului tău, păcatul. Păcatul e în mine. Și de aceea Pavel a strigat. E strigătul fiecărui om care va înțelege ceva din grozăvia păcatului și acestei neputințe. Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Există. Există scăpare. Există și dăm slavă lui Dumnezeu. Matei 1:21, ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale.
1 Ioan 3 cu 5. Și știți, dumneavoastră știți, știți bine lucrul acesta, că El s-a arătat ca să ia păcatele. Știți că El de asta a venit și asta vrea să facă, este exact funcția, misiunea, atributul Lui. Că asta e problema pe care trebuie să o rezolve. Putem spune că n-ai ce mânca astăzi, mâine, că s-a întâmplat ceva, că ai pierdut nu știu ce. Ăștia sunt amănunte nesemnificative, problema e și dacă rămâi cu problema nerezolvată, ești un caz pierdut. Asta e problema, totul se rezumă la aceasta. Și tocmai de aceea Iisus a venit pentru această problemă, e calificat pentru acest lucru. El s-a arătat numele Lui care definește ca și caracter și viață. Este Mântuitor, pentru că El îi va mântui pe oameni, pe poporul Său, aceia care vor fi numiți poporul Său. Este acum simplu să înțelegem și care e biserica sa și poporul său. De cei care îi va mântui de păcatele lor. Și știți că El s-a arătat că să ia păcatele. Și în El nu este păcător, cine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Romani 8 cu 1, există o veste extraordinară. Acum deci nu mai este nicio osândire după ce El strigă, cine mă va scăpa de trupul acesta de moarte? Trupul în care se vedea legea păcatului și legea morții funcționând în fiecare zi, vrând să scap, dar văzând că există ceva care e mult mai puternic decât tine. Să știți, pentru păcat nu-i suficientă voința, nu-i suficientă nici cultura, nici educația. Nu-i suficient intelectul. Nu se poate prin mai multe sforțări, pentru că păcatul ne-a adus într-o stare nenaturală. Și este nevoie de ceva supranatural. Și acest supranatural este Spiritul lui Dumnezeu. Este prezența personală a Domnului Iisus în viața noastră. Și aici Pavel spune acum, deci nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață, asta nu e legea lui Dumnezeu, nu e legea poruncilor. Nu e reprezentată de cele 10 porunci. Este legea Duhului de viață, este legea credinței. E legea credinței care te face să-L primești pe Iisus Hristos, Spiritul Său, ca să trăiască în tine clipă de clipă. Acea viață care, într-un trup ca al nostru, ce-a făcut? Într-un trup ca al nostru, într-un trup de moarte, într-un trup pe care erau semănate legile eredității, într-un trup ca acesta a câștigat biruința, să știți. Aceasta este legea Duhului de viață, care spune mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii celor 10 porunci, întrucât firea pământească o făcea fără putere, pentru că un om cu un astfel de trup, încercând singur, nu poate să țină legea. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însăși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Roman 6 cu 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel încât să nu mai fim robei păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum dacă am murit împreună cu Hristos, vom și trăi împreună cu El. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Domnul, pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici se găsește rezolvarea. Aici se găsește rezolvarea. Încercarea omenească de a păzi legea lui Dumnezeu în trupul acesta nu poate să funcționeze. Pentru că păcatul deja ne stăpânește și este ceva care este în noi. Noi suntem una cu el. Doar în moarte se poate face lucrul acesta. Dacă am putea să-L izolăm pe păcat de noi, da, ar fi. Dar pentru că păcatul este înscris în noi, înseamnă că noi trebuie să murim. Noi înșine trebuie să murim.
Soluția este moartea. Soluția este moartea pentru ca El să poată trăi, să putem învia împreună cu El. Aceasta este singura soluție. Aș vrea să mai vedem încă un aspect cu care vom încheia această oră de studiu. Aceea ce înseamnă păcatul. E aspectul legat de Dumnezeu. Isaia 43:24. Dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale. M-ai obosit cu nelegiuirile tale. Ezechiel 6:9, traducerea revizuită. Și cei scăpați ai voștri își vor aminti de mine printre națiunile unde vor fi duși captivi, pentru că sunt zdrobit de inima lor care s-a abătut de la mine. Pentru că sunt zdrobit de inima lor. Amos 2:13, tot traducerea revizuită. Iată, sunt apăsat sub voi sau de păcatele voastre, așa cum o căruță este încărcată cu znopi. Psalmul 78:40. De câte ori s-au răzvrătit împotriva lui în pustiu și l-au îndurerat în pustietate. Isaia 63:9. În toată strâmtorarea lor, el a fost strâmtorat. Păcatul zdrobește inima.